Invitatul meu de astăzi cu siguranță este unul dintre titanii muzicii românești. A pornit de jos, a trecut prin încercări teribile, are o familie superbă pe care o iubește, așa cum a declarat, mai mult decât se iubește pe sine. Se menține incredibil, iar succesul uriaș nu l-a înnebunit astfel încât să cedeze ispitelor sau provocărilor aflate la tot pasul. Care sunt secretele unui învingător autentic? Aflăm chiar de la sursă! Cea mai mare durere pe care am putut să o am eu și pe care o am este aceasta. Cine se încălța primul pleca în oraș că aveam o singură pereche de pantofi? Și să știți că asta nu e exagerat. Ai o familie superbă. Îți mai amintești cum ai cunoscut-o pe soția ta? Dar ar fi culme, bă, dar asta ar trebui. Și să mai știu, nu mai știu, domnule. Eu sunt cotropit de 91, ca să știți, dacă tot vorbim despre asta. Și spunea cineva să nu fim obligați să învățăm limba rusă și eu am fost obligat cumva. Și bă, s-a întâmplat ceva în casa asta. Cum... Eu eram șef. Cum... A venit intrusul. Marcel, Pavel, bună seara, bine v-am găsit. Mă uit la tine ca să știu unde... la cameră, unde să mă uit? Ca să știu. Uite-te unde vrei tu, camerele noastre te surprind. Eu mă uit la tine, care arăți superb. Mulțumesc frumos. Mi-amintești așa de... Nu știu, știi ce aș bea când te văd pe tine? Ia zi. O sangria. Bravo. Uite, vezi? Bine. Îți place sangria? Foarte mult. Foarte mult. Nici amestec cu cealaltă de fructe, da. Cu vin spumat sau șampanie, nebunie. Frumoasă Spania. Da, Titan, mai făcut Titan. La cartier? Nu. Eu îți mulțumesc pentru apreciere. Nu pot să exagerez. Nu știu, consider că ești. Că sunt un titan, titan? Nu, dacă aș face asta, aș fi un infatuat, un inconștient. Da, nu, sunt un om care într-adevăr a scris o mică istorie în showbizul acesta a muzicii pop. Și mai scrii. Și clasic puțin, de ce nu, și mai sper să mai scriu și să mă țină Dumnezeu sănătos, o fac cu mare drag și cu onoare, cu pasiune. Da. Pe lângă talentul incredibil cu care ai fost înzestrat, ai și depus o muncă colosală ca să ajungi aici unde ai ajuns și logic. Să te menții. Cred că nu în ce domeniu, nu contează, știu, numai talentul, vreșteam negație. Munca asiduă, așa cum spunea Enescu, 1% talent, 99% muncă. Bine, a exagerat puțin, dar prin citatul acesta ne dăm seama cât de mult contează exercițiul, munca depusă pentru a ajunge, a-ți atinge scopul în viață și aici mă refer la performanță. Marcel, tu ai avut o copilărie grea, ai mai povestit despre asta. Vrei să ne amintim de treaba asta? Avem de povestit până mâine. Știu că avem de povestit, dar știi că e foarte important și pentru telespectatori. E important și ei să înțeleagă că o poveste de succes nu se construiește așa de ușor. Și de multe ori, cei care reușesc pornesc de la minus infinit, cum spun eu. Da, dacă... Exact, eu i-aș întreba pe aceia care judecă. Acum, pe rețele de socializare sunt o grămadă de posibilități de a judeca pe cineva. Da. De a-ți da cu părerea. De a te afirma într-un fel sau nu, în cele mai multe cazuri sunt cam negative, așa, și apar personaje din acestea meteorice, le spun eu, că nu au cum să reziste dacă nu au o bază a muncii și a talentului și înclinații spre ceva. Da? Într-adevăr, copilăria mea a fost cumva fericită pentru că mi s-a oferit prilejul acesta de a avea niște bunici extraordinari. În special cei materni, pe care îi iubesc și am să iubesc până la să pun mâinile pe piept. Cu regretul că nu o mai am pe mama, am pierdut anul trecut. Da, știu. Nu vreau să mă întristesc, nu tristesc pe nimeni. Prietena mea, iubita mea, mama mea scumpă, cel mai mult iubită și o iubesc, am să o iubesc tot timpul. Știu că atunci când s-a stins, îți părea rău că în ultima lună și jumătate nu apucați să petreci prea mult. Da, da, așa este, da. Pentru că viața, cu grijile ei cotidiene și cu, din păcate, nu ne lasă să petrecem atât de mult. Dar n-aș vrea să întristez audiența acum. Păi nu e vorba, oricum sunt momente de viață. Dar sunt normale, zic eu, cu toate că pentru mine este anormal, dacă îmi dați voie. Nu am conceput niciodată că eu, cândva, va veni momentul acesta să-mi pierd părinții. Cea mai mare durere pe care am putut să o am eu și pe care o am este aceasta. Mi-am pierdut părinții. Niciodată nu ești pregătit pentru așa ceva? Nu, niciodată. N-ai. Cred că nimeni nu este. Iar să revenim la copilăria mea și la bunicii mei.
Bunicii mei mi-au oferit acest prilej de a mă lăsa liber cumva. Părinții mă lăsau în grija bunicilor, iar ei îmi tolerau cam totul așa. Eram un zdrăvan, un zăpăcit. Și pe la vârsta de 7-8 ani așa plecam pe dealuri, că trăieram munții, plecam cu gașcă, ajungeam noaptea acasă. Bine, bătaia eu mi-o luam, că aproape zilnic se întâmpla, vara în special. În picioarele goale, era un fel de creangă așa. Bine, nici nu aveam ce să încalț, ca să fiu sincer. Și nu exagerez, vă jur. Dacă au fost scară de la 1 la 10. Cât de sărac ai fost în copilărie? Zero. Da, poftim răspuns. Jur, nu exagerez. Și erau momente când nu aveați ce mânca? Bineînțeles. Și da? Ce făceați atunci? Păi dormeam înainte de masă. Ce să facem? Deci somnul rezolvă. Știi că eu aveam așa, am eu o glumă pe care o fac cu prietenii mei. Păi, mă, ce făceai când erai mic? Era atât de sărac încât mă îmbeleam cu fratele meu la mare și dormeam pe la mijlociu, când aveam nici saltea, nici plapumă. Sau cine se încălța primul, pleca în oraș, că aveam o singură pereche de pantofi. Și să știți că asta nu e exagerat. E pe aproape. Asta cu plapuma și e puțin așa, dar oricum dormeam înghesuiți. Te-ați înghesuit să vă fie cald. Da, bineînțeles. Iar asta cu... Existau și zile când... Poate la o lună așa se întâmpla, știți? Numai că am învățat foarte multe din aceste lucruri. Foarte multe. Și nu prea dau dreptul nimănui să mă judece. Nu vreau. De ce? Să încalțe pantofii mei pe care am încălțat în copilărie, pentru că nu i-am avut. Să suporte sărăcia pe care am suportat-o, durerile mele, grijile mele, succesul meu, da? Nici succesul hainele nu mele, e ușor de dus. Ca idee, hainele mele, aici mă refer și la cele morale și la toate, la tot ce mi s-a întâmplat, și rău și bine. Dar de ce te-ar fi judecat anumite persoane? Dar noi suntem primii la a judeca. Păi stai că uite ce face, dar el nu se gândește primul la propria persoană. Mă, ce am făcut eu de... Am primit să-l judec eu pe omul acesta. Ei știu istoria lui, știu viața lui? Nu știu. Ei văd doar fațada și își permit să te judece. Suntem campioni și totuși, poate felul acesta de a-ți da cu părerea despre unul și celălalt, n-a făcut altceva decât să ne dezbine. Ca drept dovadă că am ajuns într-o situație foarte ciudată din punct de vedere, știu eu, civic, așa. Nu ne mai respectăm, nu mai avem nici simț patriotic, suntem dezbinați, suntem o țară a nimănui, suntem considerați un popor de mână a doua, avem complexe, așa cum spunem, când merg la Dubai, eu nu spun că sunt român, că nu spun să român, bă, bune, de ce cineva a adus, mă, situația asta, de ce acceptați? Nu vreau să intruzici în politică, nu vreau să intruzici polemică, mă rog. Apropo asta cu politica, te-ai gândit vreodată să... M-am avut o dată o scăpare și îmi pare rău. Pentru că, știu eu, am avut atunci, în momentul respectiv, o dezamăgire așa în suflet. Și zic, dom'le, să încerc să fac și eu ceva, poate. Și mi-am dat seama că nu o să mă asculte nimeni, că un artist nu prea le-a lumea în seamă. Asta e artist, ce caută ăsta în politică sau... E prea sincer un artist pentru politică? Se poate întâmpla și asta. Sau poate să fie un actor ca să-ți joace teatru. Da, avem exemple în istorie, chiar în Ucraina. Fost actor, acum e președintele Ucrainei. Ai înțeles, Twitter ești deștept. Ai văzut? Eu într-adevăr, trăim momente foarte triste, ciudate, pentru că avem un război la graniță care, repet, nu este al nostru. Și nu avem ce căuta în acest război, că nu este al nostru. Creat de cei bătrâni, da? De cei bătrâni, care trimit tinerii să moară. Iar da, ei se ceartă între ei, trăind, bineînțeles. Aici este paradoxul. Mi-aș dori din suflet să revenim cumva la sentimentele acestea naționale. Să ne iubim țara. Că spuneai că ai fi vrut să intri la un moment dat în politică, da, și dar îți pare rău. Îmi pare rău că nu neapărat că nu am rămas în politică, chiar îmi pare bine pe unde, dar îmi pare rău că nu se întâmplă nimic bun. Nimic bun. Suntem, nu știu, simt că suntem așa într-o derivă. O corabie din aceea pe nu vezi nicio soluție, o ieșire? Soluție nu sunt eu, trebuie să găsească cei care ne conduc. Aceia care ne conduc. Da. Care au fost votați. Care, după părerea mea, mulți dintre ei nu prea mai țin cu țara asta. Vreau să-mi spui despre calea ta spre celebritate. Cât de grea a fost și ce sacrificii ai făcut? Ai pornit de jos din punct de vedere material. Toată lumea spune asta, știi, la un moment dat. Eu nu exagerez cu nimic pentru că... N-am de ce. Început să câștigi bani. Păi primii bani ai mei am câștigat la vârsta de 12 ani. M-a luat tatăl meu la o nuntă, că a durat 3 zile. Ai muncit ceva? Și eram toboșar.
Foarte talentat eram. Tata m-a luat pentru că îl lăsase un toboșar chiar în ziua aia și n-avea pe cine să ia. Și m-a luat pe mine. Și pe mine mă cam luat somnul pe la 12, când era o de somn. Și îmi dădea cu arcușul în cap să mă trezesc. Eram ca un roboțel, dar eram foarte bun. Scuzați-mi de modestie, dar eram bun. Adică la vârsta mea făceam față cu brio la tot ceea ce înseamnă ritmurile care se cerau la vremea aceea. Eram pregătit. Și născut pentru asta. La un moment dat a trebuit să renunț la tobe și am început să cânt, iată, vocal. Și n-am făcut rău, zic eu. Corect. Că atunci când reușești să devii unic, înseamnă ceva. La nivel național, depinde. Așa e, de ce ți-am și zis în intro că ești un titan al muzicii. Nu sunt un titan. Poate sunt așa puțin, hai să zicem, unic în felul meu. Poate n-ar trebui să dai dovadă de atâta modestie, că chiar nu e modestie, dar cum ar fi să mă laud eu aici, să mă spun titan? Nu, e prea mult. Prea mult pentru mine. Lasă că titan am spus eu și cred că spun Beethoven, despre alții. Tine, așa. Ai întâlnit persoane care au încercat să-ți pune bețe în roate? Da. Și dragă, cum ai gestionat mai momentele tot timpul, astea? Și acum mai există din ăștia. Pentru că ăștia n-au ce face, asta e pasiunea lor. Să te urască pentru faptul că ești bun într-un domeniu. La noi se practică treaba asta. Ura asta, mă, asta e prea bun. Ce să zici, măcar... Fac o glumă așa, nici măcar un like nu-mi dau. Mă, din 4 like-uri, dacă ți-a unul vorba lui ăla, de, care n-ai ăla, care face ai umor, dar ai umor, da. Bă, din 4 like-uri l-am văzut cine mi l-a luat. Deci dușmanul, domnule, să-mi dea like-ul înapoi. Deci nici măcar asta nu fac. Adică te urăsc pentru succesul tău, pentru reușitele tale, pentru valoarea ta, pentru potențialul tău. Dar de ce oamenii nu se concentrează pe ceea ce au ei și ce pot ei să facă? Păi tocmai aceasta, despre asta vorbim acum, pentru că n-au altă treabă. Păi dacă n-au altă treabă. Și tu cum ai gestionat momentele astea când cineva îți punea bețe în roate? Sunt tot timp foarte puternic. Sunt tot timp puternic. Luptător. Eu și reacționez pe moment. Așa este comportamentul meu și așa reacționez eu. Și temperamentul adică ești o persoană meu. Deschisă, temperamentală? Sau da, da, taci, da. Rabzi și nu, acționezi nu, la nu, momentul nu. Când crezi tu că e opostul? Chiar nu. Chiar nu. Și este, aici se numește lipsă de diplomație. De tact? Sau... De tact, corect. De diplomație. Nu sunt diplomat. Recunosc. Sunt foarte abrupt de multe ori, pentru că nu suport, sunt sensibil. Nu suport să mă atrag atenția nimeni așa fără nimic, așa, fără să am vreo vină. Sau să mă judece, așa cum am mai spus, să mă critice aiurea, pune-te în locul meu și fă ceea ce am făcut eu. Și după aceea discutăm, da? Ai avut un moment atunci când ai făcut COVID și ai avut o situație care te-a marcat foarte mult din da, primul da, rând din cauza bolii, dar după aceea și din cauza la nivel, reacției... Și la nivel psihologic, psihic, de ce nu? Dar și din sufletesc. Cauza reacției oamenilor care ziceau că te prefaci în prima fază, când lumea era foarte bulversată, nu înțelegea nimic ce se întâmplă. Unii dintre ei nu mai sunt acum, din păcate. Cat, da. Eu nu prea am înțeles reacția aceasta, nu înțeleg nici acum. Și așa să fi fost, dar fiind bolnav, fiind internat în spital, trebuie să fii nebun să te internezi în spital, să promovezi o boală, trebuie să fii nebun, domnule, trebuie să fii... Ai fost acuzat că ai luat nu știu ce bani. Stai că, păi, că spun, da. Tu n-ai luat niciun ban? N-ai luat, nu? Uite, eu am luat 500.000 prima oară, așa? După ce am început să scadă la 250. Nu, prima dată mi-a dat 500.000 președintele țării, 500.000 de euro. După, nu lei. După aceea mi-a dat premierul 250.000, deci scădea așa pe când treceau zilele. Eu fiind în spital și eram într-o cumpănă mare, am luat 150.000 de euro de la Gâdea după aceea, așa. Apoi 100.000, apoi s-a ajuns la 15. Așa. Am fost la Morar și la Buzdugan, la ZU, la ei. La acolo, radio, da. Și nici n-am apucat bine să mă așez pe scaur, că am început. Bă, noi am luat mai mult decât tine, pentru că și eu am fost acuzați. Și am început să facem totuși glume pe seama asta, da. Pentru că lumea la durere... suferă mai mult dacă e un străin decât unul de-al lor. Apropo de ce s-a întâmplat în Ucraina, da. Bravo. Una, asta e ultima. Atunci când a ars catedrala aceea, mai țineți minte? Da. Ce a fost? Domnul, să ajutăm. Să dăm de sărăcie noastră. Când a ars la Tomis acum la catedrala Tomis. Cam neobservată situația. S-a oferit cineva? Au început să-l facă hoț pe... Nu știu cum îl cheamă, pe... Cum îi spune? Patriarh? Sau? Da, nu patriarh, pe... Teodosie. Da, exact. Da. Preot. Deci, a zis, bă, de ce așa, mă? De ce avem ora asta noi, că ne ocupă tot timpul treaba asta? De cum doar să ne concentrăm la o unitate sufletească, națională, să fim puternici, să arătăm lumii întregi că suntem un popor de mână întâi, nu de a doua, și că suntem un popor că ne iubim țara, poporul nostru, că avem personalitate, orgoliu,
da? Și ne respectăm unul pe celălalt, e un material, au cu cine. De asta joacă, știu, cu noi, jonglează. Da, din păcate. Iertați-mă că trebuie să spun asta, dar așa simt. Așa o spun. Asta este... Ura aceea care s-a revărsat asupra mea, n-am înțeles-o și nu o înțeleg nici acum. După ce am avut un interviu cu Gădea de vreo oră și jumătate sau două ore, am început, ne pare foarte rău, n-am știut. Păi cum n-am știut? Că aveți părinți care s-au pierdut, au murit. Eu nu pot să promovez o boală. Nici nu știu ce e aia. Așa mi-au spus medicii, dacă nici în aia nu mai avem încredere, dar în cine mai avem? Că ei sunt considerați mâna dreaptă, prelungirea mâinii drepte a lui Dumnezeu, un medic, care depune un jurământ. Corect. Bine, pandemia asta a dezbinat foarte mult. Bineînțeles că... Erau multe semne de întrebare atunci și acum sunt. Oricum, misterul n-a fost... Iată, a urmat războiul. Da? Adică a fost un preambul, cumva. Așa e. Dezastrelor. Da? Corect, da. Și sperăm să se încheie cât mai repede. Va veni și recesiunea, dacă n-a venit deja. Sunt semne acestea, la 100 de ani să se reseteze planeta, dar de ce noi? Dacă nu suntem noi, sunt copiii noștri. Tot aia. Să fim puternici. Eu zic că suntem oameni puternici. Numai că trebuie să ne reunim sufletele. Să fim mai buni. Așa e. Atunci când vedeai mesaje din astea pe Instagram sau pe Facebook... Am dat odată și am avut 2,5 milioane de like-uri. De like-uri, de ură. Adică de... Dislike. Dislike-uri, hai să zicem așa. De ură. Nu de la... În viața mea n-am avut cine să aibă 1 milion. Și n-ai făcut nimic. Din potrivă, tu erai o victimă. Păi nu, eu aveam pneumonie interstițială medie. Popular spun că dublă pneumonie. Nu există dublă pneumonie. Nu există așa ceva. Ești pneumonie interstițială medie. Adică a fost grav la mine. Am avut afectat 70% plămânii, afectat 70% suprafața lor. Foarte mult. Și m-am dus cu 86 saturații în sânge. A fost greu. Am stat 2 săptămâni. Ce nebun să stea. Ce bani să iei, de ce să fac asta? Și cine să ți-i dea banii aia? Care? Și lui Țociu au spus că l-au luat. Că au fost toți internați cu mine. Nu, Țociu n-a fost internat. Andrei Ștefănescu. Așa. Trandafir. Adriana. Ea asta săracă o lună jumătate. Făcuse o psihoză. A zis că nu mai ești aici, nu mă fac bine. Stai puțin. I-am spus, trebuie să ieși. Că dacă nu ești, o să mori acolo. Ieși. Culmea. Paradoxul a fost că după o lună de zile a luat foc cea mai bună secție care funcționa perfect la Balș. De ce tocmai aia? Dom'le, perfect. Personal extraordinar. Nu știu. De ce nu avem fabrici, uzine? De ce nu avem producție? De ce cumpărăm numai mâncare de la hipermarketul? De ce nu mai văd și eu un gostat? Gostat! Mâncare românească, gostat. Păi dacă se supără de afară pe noi și închid magazinele, să nu mai luăm mâncare, domnule. Rămânem fără mâncare. Am început să luăm prea serios. Păi da, nu, dar astea sunt realitățile. Dar am dreptate, să știi. Ai dreptate și astea sunt realitățile și dacă nu vorbim despre ele, ne complacem. Și descurajezi agricultura românească, producătorul român îl descurajezi ca să ce? Să ne dai tu de mâncare când vrei tu, să ne înfometezi când vrei tu, asta înseamnă sclavie. Ca să ne ține legați. Despre asta e vorba. Din păcate. Să trecem la partea asta cu familia. Ai o familie superbă. Da. Îți mai amintești cum ai cunoscut-o pe soția ta? Ar fi culme, bă, dar asta ar trebui. Și să mai și uite, nu mai știu, domnule. Dar despre cine vorbim? Să știi că eu anul ăsta am greșit numărul anilor de când suntem căsătoriți. De aceea te-am și întrebat. Aură, da? Da. Ai o problemă și atunci. Măi, deci soția mea am cunoscut-o în anul 1991. Așa. Era într-un turneu cu un balet foarte bine pregătit. Tot făcuse practică la Teatrul Balșoi, în Moscova. Celebru. Toți cu licee de coreografie, cu academii de coreografie, adică extraordinari. Erau... Pentru cine nu mai știe, ea este rusoaică, dar rusoaică. Știe toată lumea. Da. Bine că n-am spus-o acum vreo... când a început războiul, că era un val de ură așa. Iarăși era ceva ciudat. Da, eu sunt cotropit din 91, ca să știți, dacă tot vorbim despre asta. Și spunea cineva să nu fim obligați să învățăm limba rusă și eu am fost obligat cumva că... Și da, eu am fost extraordinară. Da. Știu că am cunoscut-o, așa este. Bun. Ea creează echilibrul familiei, nu eu. Eu sunt mai zăpăcit, artist, nebun, mele. Sunt mai brownian, așa mai. Ea ne așează pe toți. Cu mintea, cu programul, cu cel puțin referitor la copii, impecabil. Iar fetița ne-a adus o bucurie extraordinară, în afară de Sasha și Richard, care sunt băieții noștri. Ce diferență de vârstă între băieți și fetiță? Între băieți și fetiță. Cel mare are 26, Ion care are 9 ani, 24, Sasha... Deci diferențe mari între copii. Mari, da. Și cum e armonie între ei? 15 și 17. Păi și la noi e la fel. Cum să nu fie, dar la început a fost așa o repulsie din partea lui Sasha, că el era preferatul mamei lui, mamei sale, da? Da.
Și la era alintatul și a luat da. Locul cineva și exact. Bă, s-a întâmplat ceva în casa asta. Cu... Eu eram șef. A venit intrusul. Și a venit intrusul. Ce înseamnă asta la vârsta voastră? Faceți copii. Deci a fost replica asta. Și cine crezi că a luat un braț primul? El. El, nu? Și e topit, e topit. Amândoi sunt topiți. Richard studiază la pian cu ea. Ivanele este elevă al liceului de artă Georgenescu. Da. Colegiul Național de Artă Georgenescu. Și e la casă de pian, da? Și Richard, pentru meu cel mare, o meditează. Ce cu răbdare. Și ea ceartă pe el și spune, vezi că aici nu e așa, decât e invers, ea l-învață pe el. Dar Richard are răbdare cu ea și spune, tu n-ai voie să comentezi în fața profesorului. Eu sunt fratele tău, înțeleg că tu ești soliera mai mică și ești talentată, dar trebuie să mă asculți. Și imediat ea își revine și îi explică atât de frumos Richard. Extraordinar, darul acesta. Și în curând sper să-i găsesc un loc, să zic eu, în societate, cum dacă zic așa, în cadrul învățământului, pentru că el e făcut pentru asta. E un copil tare bun și cu răbdare și cu știință și un copil tare bun. Iar fata, bineînțeles, că ne dirigează pe toți. Revenind la faptul că am cunoscut pe zozimea în 91, era într-un turneu, eu cântam la un bar de noapte, la Intercontinental nu mai există, că am luat brand-ul, așa că pot să spun. Bă, da, da, te rog. L-au luat și pe ăla, adică nu așa. Mai e nici ăla. Acum să, nu știu cum să numește. Da. Și cântam la un bar de noapte unde nu se intra acolo decât cu legitimație serioasă. Da? Așa. Iar ei, ca să mai facă un ciubuc, veneau și mai dansau și acolo. Așa. Aveau concerte ziua, seara la diferite săli de operă, sala Palatului, unde mai lua, mai mergeau prin țară și veneau și aici, când erau liberi, veneau și făceau... Cum ai câștigat niște bani? Bravo, exact. O lună de zile, când am pus toată să mă uitam numai la ea. Bine, și la ceilalte mă uitam, că erau superbe. Dansau superb. Dar de ce ea? De ce ea? Păi tocmai asta știu eu, de ce ea? Păi iată de ce ea, că suntem și acum împreună de asta. Soarta. Cum? Și cum ai abordat-o? Păi am abordat-o, dar nu voia deloc să mă bage în seama. Mai făceam glume, eu mă făceam pe... Ba pe clownul, ba pe interesantul, ba nimic. Nimic. Dar eu nu fără să știu că ea mă urmărea tot timpul de cât intram în scenă să cânt, ea mă urmărea după cortină să mă audă cântând. Ea și cu celelalte fete. Așa, dar părea inabordabilă. Bineînțeles că da. Clar, și chiar a fost inabordabilă. După ce am terminat contractul, după lună și jumătate la Intercontinental, am plecat. Eu am rămas 2 săptămâni, cu urmă să plece la Moscova. Da, am 3 săptămâni, da. Și eu, din întâmplare, vreo 2 zile, după ce am plecat de acolo, i-a întrebat de mine. Și mi-a spus un coleg. Vezi că a întrebat Violeta de tine. Care e, mă, Violeta? Contabila? Nu, domnule, că erau contabila. Nu, domnule. Domnișoara aceea superbă din Moscova. După ce vorbesc, e la mișto, eu. Nu, domnule, vorbesc serios. Nu, cum s-a făcut, am ieșit pe stradă, pe Academie, pe aici, e o biserică Sfântul Dumitru. Da. Chiar mâine va fi, chiar vom sărbători Sfântul Dumitru. Și o să mergem la biserica aceea să ne rugăm din nou. Și în fața bisericii îi văd pe ei cu toată gașca, ei veneau de la antrenament. Ei s-au antrenat câte 3-4 ore pe zi. Extraordinar ce... disciplina. Disciplina, da. Disciplina a profesiei lor, disciplina muncii. Deci, 4 ore. Și zic, ce faceți? De unde veniți? Am venit de la repetiție. Erau cu rucsace. Superbe erau fetele, superbe. Și băieții arătau și aia bine. Nu mă interesau aia pe mine. Pe mine mă interesau fetele. Și mai ales Violeta. Și spune, Violeta, uite, mi-a dorit de tine. Și a spus, ea și mie mi-a dorit de tine. Hai să ne vedem din seara, să ieșim să mâncăm ceva. Am ieșit la masă și din seara aceea nu ne-am mai despărțit. Asta e o scurtă istorie. Da. Și ați rămas împreună. Pentru ea a fost greu. Da, plecat la Moscova. Așa. După 3 săptămâni, cu suferință și de o parte și de alta. Deci dragostea era mobile. Mare. Mare de tot. Nu aveam mobile atunci, telefoane mobile. Ne programam la Palatul Poștelor. Ți-a fost frică că nu se mai întoarce? Bineînțeles. Frică. Era o durere, cumva. Și am sunat o dată până la 12 noapte. Eu aveam programul noaptea, cântam la 6 baruri în București, la cele mai importante. Și cântam câte 2 melodii în fiecare parte, era bine, mergea bine. Și eu la 12 zic că toată lumea se distrează la ora aia. Nu mi-am dat seama că la Moscova, mi se pare că era și devansată oră, era cu 1, cred că, la ei. Și am sunat și mi-a vorbit așa, în 2 peri. Cam rece, da. Și m-am enervat. Am plecat supărat acasă, după 2-3 zile, o să mai sun o dată. Și eu întreb, mi-e dor de tine, mi-a plăcut cum ai vorbit, vreau să vii aici să ne revedem. Și am spus, eu să vin. În 5 zile a fost înapoi. Și de atunci n-am mai plecat. A renunțat la toată cariera ei, la toată viața ei de
artistă la toată viața. Ce frumos. De familie, familia ei de la Moscova. Da, s-a sacrificat cumva numele dragostei. Nu cumva, voastră. Chiar a făcut-o. Chiar așa a făcut-o. Și de aici a și pornit, iată, trăinicia căsniciei noastre există, persistă datorită și ei. În mare parte. Și a mea, și a ei. Da. E, bine, ok. E un merit și de parte și de alta. Știi cum se spune că... Nu era iar alta, Dumnezeu, și-a lumea în cap, da? Da, femeia face armonia în casă, așa se spune. Acum nu știu să-mi spui tu dacă ești de acord. De dezacord nu vorbești deloc, numai de armonie vorbești? Am înțeles. Păi spune-mi, ce cumii sunteți voi. Ați avut? Sunteți extraordinar. Ați femeile avut momente. Foarte drăguțe. Nu ne enervează deloc. Sunt cele mai calme, da, mă rog. Poți să spui că spui bine ce spui. Așa. Zi-mi așa dacă ați avut momente de cumpănă în relația voastră. Nu știu, cine, să se pună problema unui divorț, a, nu. Aici nu am să ajut, dar ne mai... Doar ce? Dărim așa. Da, de la ce apar certurile? A, de la nimic. Ce? Dar de ce mă mai întreb? Ar trebui să știi. Păi, nu știu, să întreb, poate nu e la fel ca la mine la, sau ca cred la cred că la tine e perfect, este? Mamă, cred că. Nu, perfect, nu există. Păi și atunci de ce mă mai întreb pe mine? Păi, dar nu știu, dar experiențele sunt diferite. Da? Acum, eu zic că voi... Sunteți toate la fel, stați liniștite. Da, femeile? Da, da. Unde auzi, ai ajuns să vreau să plec femeia? Undeva. N-am cu ce să mă îmbrac. Mă, corect. La voi? Și tu ești da, la fel? Da. Când e să pleci... Păi, dar n-ai pantofi albi, n-ai pantofi, ai și albi și roșii și negri și beji. Și deci, de ce este vina noastră? Dar cu... pe cine să dai? Păi atunci, mai continuăm discuția asta? Cred că... E așa, da, o retorică. Recunosc că asta e o trăsătură a femeilor. Mă când ceva nu-i convine, soțul trebuie... De aici puneți. Bă, dar toate sunteți la fel, sunteți setate. N-am cu ce să mă îmbrac. Și băi, și mă enervează treaba asta. Dar de ce nu-i mergi să-ți cumperi? Că nu poți să te aleg hainele tale să le probezi eu. Că mi-aș pune un patru cu tot, dar nu stă bine și nu-mi încape pantoful. Adică... Păi n-am avut timp, a trebuit să se ocupe de copii, de casă. Ah, am, și tot eu sunt vinovat. Da. Tot noi suntem vinovați. Bun. Dar spune-mi trei calități ale ei. Păi sunt prea puține trei, sunt multe ale. Știu, poți să faci o listă. Mă, înțelepciunea, tactul... nu își etalează niciodată sentimentele și mie îmi place treaba asta la ea. Pare rece, așa? Nu rece. Sau calculată? Calculată. Și ăsta e cuvântul, da. Iar devotamentul acesta față de familie este o prima calitate pe care o consider eu, știu, cea mai importantă. Iar faptul că ne dăm în echilibru familiei contează foarte mult. Deci are foarte multe calități. Nu are sens să le enumăr pe toate, dar câteva dintre ele ți le-am spus. Da. I-a fost greu, având în vedere că tu ai o viață zbuciumată datorită meseriei. Nu ne-am întrebat niciodată, ca să fiu sincer. Dar ți-a părut că suferă, poate ar fi vrut să petreceți mai mult timp împreună când tu trebuie, de exemplu, să mergi, nu știu, în turnee, păi am înțeles că e artistă. Ea treaba asta. Aici n-a fost. Ea de mic copilă a fost de la 4 ani, a făcut balet. Și pleca în turnee, pleca la spectacole, știa ce înseamnă asta, pe cum să... Era absurd. Altfel, rezista căsnicia noastră dacă suferea ea? Păi pleca. Nu, asta zic. Îți gătește rusește? Ce îți place din bucătăria rusească? Îmi face o salată de sfeclă cu usturoi și cu nucă. Da, o știu, dar nu mai știu cum se numește. Se numește șubă. Șuba. Șuba. Da. Tu ești din Chișinău? Da, din Republica Moldova. Din Privet, păi dar și ce vorbim aici? Păi ce vreți să vorbim rusești acum? Blincichi? Ce mult? Nu, blincichi, blincichi, da. Blincichi. Pilimeni? Pelmeni, îi spun pelmeni. Da. Da, îmi face pelmeni câteodată. Hai să le spunem și telespectatorilor ce înseamnă. Pelmeni, de fapt, este un fel de colțunaș cu carne. Da, da, exact, cocă, foarte fină. În interiorul ei, având, adică să face așa o mică turtă, mică de tot, să pune carne tocată cu usturoi, cu ceapă sau ceva, ingrediente, se face un pachetel acesta, se aruncă în apă, se fierbe. Da. Și se mai pune un sos, cu ce sos se servește, nu mai știu. Unii mănâncă și cu smântână, alții cu ceva oțet, un sos din oțet. Cu smântână. Cum e varianta la italieni, ravioli sau... Bravo, dar gătește foarte bine, Violeta. Da. Foarte bine. Bine, am învățat pe suferințele mele, până ieșit. Adică, vreo 5 ani de zile am suferit. Am înțeles. Dar ție îți place să gătești? A, da. Vreau să te invit pe mine și pe Ionescu Mădălin, așa, să mâncați la mine, dar să mâncați înainte acasă, dacă vreți să vă gătesc eu, pentru că eu vă fierb doar apă, vă fac un ceai, okay. O cafea e bună și o cafea. Cafea nu știu să facă, nu beau, deci nici pe aia nu știu. Nici Mădălin nu știu. Mă, sunt antitalent, n-ai să vezi. Dar ceai bei? Beau în fiecare. De la vârsta de 10 ani, eu beau ceai în fiecare zi. Rar se întâmplă să sar peste micul dejun. Da. Dar ceai cu miere la fiecare, și lămâie, ceai de fructe, cu lămâie. Nu există zi să nu beau. Foarte bine. Dar ce mănânci la micul dejun? Că tu te menții foarte bine. Măi, uite, mănânc, nu, trebuie să mai dau jos vreo kilograme.
Uite, astăzi am mâncat somon, fiume, cu... Înainte n-aveam somon, fiume, aveam doar coaja. Fiume, cu... Nu o pășat, că mi-ar plăcut, nu știu să-l fac. O fiert moale. Da. Cu pasta de brânză topită. Așa. Și pâine, și ferie de pâine prăjită. Și ceai. Și ceai. Da. Foarte bun. Bun, nu? Sănătos. Ți-am făcut poftă, vezi? Da, sănătos, bun, sățios. Da. Faptul că ai fost foarte sărac când erai mic și după aceea ai ajuns să ai pe sărăchie, cum spuneți, da, cu capa. Da, pe sărăchie. Sărăchie. Am fost pe sărăchie. Ai ajuns să ai tot ce îți dorești. Bă, nu neapărat, acum hai să nu exagerez, că tu mă faci miliardar acum. Doamne ferește, sunt milionar, nu. Da, da. Să am ce, da, am familie. Mă simt bine. Dar jur, mă simt bine, sunt fericit acasă. Voiam să zic, dacă ești foarte, având în vedere că ai avut o perioadă de sărăcie, a, lucrul ăsta te-a făcut să fii foarte cumpătat spre zgârcit? Deloc. Că am citit undeva să întrebăm pe Dan Negru. Păi, Dan Negru, tu ai fi declarat odată că ești mai zgârcit decât Dan Negru. Am citit ceva, nu știu, poate presa exagerează. Nu, deci dezinformată, nu. Da, eu? Probabil e ceva... Niciodată, din e contra. Ceva... Păi întreabă în familia, neamul, pe sora mea, pe frații mei, întreabă. Mă refer la... Eu n-am bani din cauza asta, sau datorită, da, pentru că i-am ajutat pe ei. Pe mama mea, Dumnezeu să iertez, o dignească acolo, în dreapta Domnului, unde este acum. Deci, 27 de ani, eu îi trimiteam lunar câte 700-800 de euro. E o sumă. 1000 sau 1000 de când aveam, când mergea bine. Da. Și eu n-am putut să strâng. M-a ajutat sora, frații, cât am putut. N-am cuvânt cu să am eu să n-aibă ei. Păi, dar nu era vorba de zgârcenie în sensul de a cumpăta, cumpăta și să... Nu. Adică să nu arunci banii pe prostii. Adică gen multe haine, multe nebunii, chestii de genul ăsta. Nu. Uite, la mașină nu m-a zgârcit pentru că nu de fiță. Știi cum fac unii că și-au o mașină de lux și dorm într-o garsonieră, nu? Da, sunt multe cazuri în România. Am auzit că da. În lumea voastră showbiz-ul. Mai ales în lumea tu, noastră. Da. Lumea showbiz-ului, iată. Te-am văzut la canalul acolo, fițele alea. Mamă, ce fițe am văzut acolo, Doamne. Unde, la concursul ăla? Bineînțeles. Cu... Cum se numea ăla? Bravo, ai stil. Bravo, ai stil. Da. Măi, era tot e mișto, dar... intrigile voastre, părerile, era mișto, interesant. Păi dar ce fițe, bă, dar ce fiță. Ce fiță, ce figuri, ce... Nu știu, sunt departe de așa ce eu n-am. Eu sunt tot timpul foarte natural, măi. Probabil că asta și m-a făcut să am trăinicia asta. Da, dar ești bine îmbrăcat, ții să ai haine de calitate. Nu, aia când vreau pe scenă, eu îmi iau pantofii. Și acum, dacă ai văzut, eu aduc ăsta a trebuit să punem un scoci negru acolo, ca să nu se vadă brandul. Nu, eu n-am casa cu brandurile, nu știam ce scrie acolo. Abar n-am treabă cu asta. Trebuie să fie curată, îngrijită, să fie potrivită pentru tine. Da? Eu nu sunt la modă, cum zice, eu iau cu ce stă, cred că stă mie bine. Nu, încerc să evit penibilul, iar când e vorba de spectacol, acolo este sfântă scena. Cu pantofii de scenă nu merg niciodată pe stradă. Și acolo, dacă te uiți în spatele tău, eu am schimbat pantofii, când spun că mă strâng, cu ea nu merg pe stradă. Eu da, numai la emisiune sau la... Nu merg cu ei pe stradă. Dar pe ce dai cei mai mulți bani? Nu știu, vacanțe... N-ar trebui să o întrebăm pe soția mea, că... Ea gestionează că, dar cine partea financiară? Eu nici n-am cardurile la mine, vă jur, nu am, ea e cu... Bă, nu știu pe ce dau, mă, cred că pe chestii, pe ce, mă dai, pe ce dai eu bani? Păi ia și întrebăm pe toți, pe curent, pe curentul electric, pe gaze, da? Bun, acum altceva, apă, mă întreb? Ce mai mulți bani? Nu știu că am luat o razna, am luat o planetă razna, nu știu ce fac cu oamenii. De ce să scumpești gazele, frate, și energia electrică așa de mult? Pentru ce? Cui servește treaba asta? Adică ne distrugi pe noi ca oameni, ca, știu, ne strici, distrugi confortul. După ce că am fost atâția ani în comunism și am suferit atât de mult, ne readuceți la treaba aia și mai rău decât atât? De ce faci asta? Te-ai gândit să faci anumite economii așa cum ne sunt sugerate, să, să fac dăm ce? Căldura mai încet, să folosim apă mai puțin? Nu știu, la mine sunt 22 de grade, mai mult de atât nu. Dacă să nu fie mai jos, că atunci nu e bine. Adică să ajungem la vorba aia, să mă îmbălesc cu copiii mei și să dorm pe nevastră mea, cu mine, pardon, da, cu ghilmele de rigoare. Adică nu vreau să ajungem acolo, dar uite că ne punem întrebări toți și îți creează un disconfort psihic extraordinar și se urmărește treaba asta. Și lumea nu prea reacționează, adică sunt oameni care o duc mai rău decât noi. Da, sunt copii. Și nu știu cum problema asta, nu au ce problemă. Stau în casă acolo, suferă fără apă caldă, fără căldură. E trist. Ce fel de tată ești? Sau ai fost când erau și ei mai mici? Sunt și foarte acum, adică am fost, Doamne, păi nu, când erau și mai mici, adică erai implicat. Tare. Erai implicat? Implicat eram oricum, dar nu cu sufletul fizic, mai mult. Așa. Doar. Da, dacă răcea un copil, și acum dacă răcește un copil, chiar cât de mari sunt, că pățește ceva, mi-a suferit rău de tot, mă agit, mă...
Foarte implicat, da, ceea ce privește activitatea familiei mele, dar totul îi se datorează totuși soției mele, Evila. Cum e Sasha? Măi, Sasha, ai auzit de o travă de gândaci? Dacă mușcă gândacii, moare, moră ea gândacii, pe roc, adică un copil atât de acid. Nu stă o clipă. Bine, acum s-a mai liniștit. S-a făcut băiat frumos de 1986, înainte era om o gâldeață și n-ar... Știi cum a început? Noi abia făcusem casa, știi, ne mutasem aici în Băneasă și abia era perfectă casa. Cum zic, nouță, da. Și ce a făcut? A văzut pumbicitorii, a cauciucane, cu ei, a luat cu ele și ciucane și a început să dea în pereți până... A distrus un perete întreg, deci... Năzdrăvan, Sasha. Încă nu și-a găsit încă totuși calea aceea... E dezorientat, e dezamăgit de societatea în care trăim, de ceea ce ni se oferă. El a făcut pian, clasic, a zis că o să renunțe, a mers la o facultate din Marea Britanie, în Canterbury Church, Christ Church University. A stat una de zile, n-a rezistat acolo, a zis că aia sunt naționaliști, englezi și unul care erau a treia facultate, din, considerată a treia facultate din Marea Britanie. Oxford, Cambridge și Canterbury, asta. Da. N-a rezistat, a dat la SE, nici aici nu i-a plăcut. Acum s-a apucat el de muzică, face DJ-ală, o nebunie la el. El și va bulversa pe voi ca părinți faptul că puțin nu... Puțin da, dar eu cred că își revine. E un tip foarte inteligent și cred că își revine. Aia IQ 150 totuși. Dar nu știi ce să facă totuși cu el deocamdată. Trebuie să înveți asta. Băi, ești inteligent din naștere, tu te plictisești, faci orice. Făcea și prestidigitație, făcea magie când avea 13 ani. Perfect o făcea. I-a făcut o figură lui Morar, lui Mihai. I-a zis, alegeți o carte și nu știu ce a făcut și a zis, unde e cartea? Și cartea era sub talpa lui, a lui Mihai Morar. A rămas la blocat. M-a sunat, nu știu cine m-a sunat, de la circ. Vreau să... I-a spus, ce vă fac băiatul meu? Am greșit că nu l-am lăsat. Păcea treabă bună, căpățână bună. Dar de care arată aceștia? Nici ar trebui să-și găsească post de profesor. Încercăm să-i găsim un post. Iar Ivenal, ea bineînțeles că îmbrățișează și partea aceasta artistică. Mai mult să-i șlefuiască sufletul, nu vreau să facă din profesia, să facă o profesie din asta. Da. Ea face și balet de 5 ani, are atitudine, e superbă, e un copil frumos. Personalitate, vocabular ales, pictează, cântă la pian, cântă cu voce, acum mai nou a început să facă totuși, ea deții de canto. E un copil tare bun. Care dintre copii seamănă cu tine și care dintre ei seamănă cu soția? Fizic sau ce? Și. Cred că jumătate. Trăsături amestecate și de la ea. La temperament, Sasha seamănă cu mine. Ivenalia are un echilibru extraordinar. Eu n-am văzut copil ca să nu deranjeze niciodată. Nu deranjeze pe nimeni. Dacă noi mergem la Câmpul Mușel, un orașul copilăriei mele, da? Unde mă simt cel mai bine. Este un oraș superb. E prima capitală a țării românești, dacă nu știi ei. Prima scrie în limba română. Acolo a avut loc. Scrisoarea lui Neacșu către județele Brașovului. Prima scrie în limba română. Știi că a fost prima capitală a țării românești? Când Câmpulung, Bușa, nu știi? Nu, că se poate confunda, că unii spun că a fost Târgoviște, alții spun că a fost Târgoviște, da. Dar nu, normal este acolo să spune că Câmpulung, Bușa, da. Și mă simt foarte bine acolo. Spune, ce vrei să spui? Mă știi care e rolul lui unui moderator? Să-l lase pe invitat să vorbească. Păi, da, te-am lăsat. Bravo. N-ai simțit că te-am lăsat? Da, e bine. Deci hai, vorbește tu acum. Nu, că vreau să te întreb, în ziua de astăzi, cuplurile rezistă foarte puțin, din refer păcate. La cei din showbiz. Și din showbiz, dar chiar și cuplurile care chiar activează adică... în alte domenii. Aha. Să știi că în ultimul timp auzi așa, uite, că au divorțat, că s-au despărțit. Ce te miră? Poftim? Ce te miră? Deci, societatea e bun la... Da, e adevărat, dar vreau să ne spui rețeta voastră, că sunteți un cuplu longeviv și sunteți o familie bine integrată. Încrederea, în celălalt, respectul, iubire, toate trei trebuie să fie. Toate trei trebuie să fie, că altfel nu se împlinește. Adică nu trebuie să fie nicio hibă. Da. Se poate întâmpla oricând, știu... nenorocire din aceasta, pentru că este o nenorocire atunci când pui suflet pentru o persoană, toată crederea, tot ce iubirea, investești toate sentimentele, poți și numai și material și sufletesc, se pot întâmpla niște lucruri, dar noi suntem o familie norocoasă, să zicem, da? Și respectăm aceste reguli. Respectul, încrederea. Cele două. Iubirea trebuie să fie acolo. Chiar dacă spune că dispare, nu dispare. E în suflet acolo, dar
Dar pasiunea aia, focul de la început, mai există? Câți ani sunt de atunci, din 31 de ani. 31. Mai există focul? Bineînțeles. Pe de altfel n-am. Am rezistat. Hai mă, că nu par chiar de 63 de ani, arăt bine. Nu pari de da. 63 de ani, absolut deloc. Să-ți mai dau jos, ei, sunt bătrân, nu e problemă. Da. Ei, lasă, nu mai... Dar mă simt tânăr. Mă simt păi la 40 de ani. Păi este cel mai important. Sunt foarte bine, n-am problemă. Și cum întreții focul? Mai acum, de când cu gazele astea mai rasulă, nu prea mai... Mai faci un foc în curte. De când, da, da. Păi ăla rămâne în suflet, nu? Scrie și temperamentul și sămânța cu ce te naști. Partea asta romantică, trăirile. Cum o mai trăiți, dacă o trăiți, că așa o trăi, înțeleg. Da. Cum? Având în vedere că sunt trei copii totuși, nu prea îți mai permite spațiul să te manifesti. Ne găsim noi, ne mai ascundem. Cum? Ne găsim. Cum? Ei, dar nu poți să dezvolui acum. Da. Ca, a avut copii și după aia da. Ne găsim și, pentru, și loc și timp pentru acest lucru, pentru că altfel dispare flacăra aceea, nu? Nu, nu trebuie să dispară. Domnule, o întreținem. Dă-ne un sfat. Cum să întreținem? Și că dacă vreți să mă ascultați, faceți cum vreți. Da, asta e sfatul meu. Nu, aici depinde de temperament, de sentimente. Mai aveți scapat de doar voi doi? Sfat. Fără copii? Mai am avut până acum vreo 11 ani. De atunci nu vrea. Nu vrea. Numai că stăm cu grijă, așa știi, fetița fiind, având doar 9 ani, nu putem să plecăm departe de casă. Nu prea ne permitem. Dar măcar așa, o noapte, la hotel. La putem vrei tu, gata, așa facem. Ați văzut? Deci, da. Uite, îți mărturisesc, eu cred că am mai spus lucrul ăsta. La un moment dat stăteau părinții noștri cu noi, pentru că ne ajutau copiii și erau și copii, eram foarte multă lume în casă. Da, aveai cu cine să-i lași. Da, aveam cu cine să-i lași și atunci, dar nu puteam să plecăm, pentru că trebuia să mergem la muncă și nu puteam să plecăm undeva foarte departe. Și atunci mai mergeam la câte un hotel pe aici, prin apropiere. Pe bune? Da. O să căut și eu cam câteva. Așa că, nu știu, ar fi o soluție dacă... Simțiți deși... Să-mi dai adresa, tu. Păi, vă luați ce hotel vreți voi. Da, da. Glumesc. Chiar dacă, nu știu, presupun că casa voastră este încăpătoare, dar... Este, da. Dar da. Copiii... A devenit foarte mică, neîncăpătoare de la o vreme de când s-au mulțit. Da. Da, nu, ne simțim foarte bine, n-aveam probleme. Asta și este. Mai plecăm întotdeauna la Câmpul Lung, acolo mai trimitem la sormea pe cea mică. Așa, uite, vezi. Și rămânem la hotel noi. Că noi îmi iau camera la hotel. Uite, vezi? N-am dorit niciodată ca să culme la mama. Am zis să nu deranjez. Eu, acum sora mea stând cu mama mea, de obicei, acum ne mai fie mama, este fratele meu cel mare, cu ceva probleme de sănătate și stau împreună și nu deranjez. Eu îmi iau camera la hotel, dar sunt bucuros că sunt cu ei. Invit la masă, facem, organizăm mese. Ei, și ne mai retragem. Atunci mai prindeți exact. Un pic. Bravo. Să fiți singuri. Uite că ți-am spus și ți-am dat zolui și... Deci tot am ajuns la hotel. Da, am ajuns la tot acolo. Ce face sora ta? Că am văzut-o de mai multe ori. Ai fost cu ea în emisiuni, chiar ai fost la Mădălin în emisiuni. Da, da, da. Sora mea este... Gina, nu? Da, este un om extraordinar, o iubesc la maxim. Avem o relație extraordinară. Extraordinară de frumoasă. Dar când erați mici, erați la fel de armonioși în relație sau vă cel de nu prea băgam eu în seamă așa, că eram golan, am plecat de acasă de la 14 ani. Ea era mică, avea câțiva ani, n-a plecat de acasă. Și nu prea aveam eu. După aceea, când am mai crescut ea și m-am maturizat eu, am început să mă apropie enorm de mult față de ea și o iubesc foarte mult. E preferata mea, dar iubesc pe toți, dar pe ea cel mai mult, să fiu sincer. Și ne înțelegem foarte bine, are un calm al ei extraordinar. Ei profesoară de canto, are o școală 50 de elevi la Câmpul Lung Mușcel, e școala ei particulară, este angajată la Centrul Cultural din Câmpul Lung Mușcel, organizează spectacole, concerte, activități culturale, adică face un lucru foarte bun. Iar are un fiu care are 31 de ani, care cântă foarte bine. Da, frații mei, celălalt frate mijlociu, Michi Pavel, mâine va fi ziua lui și râs la mulți ani. La mulți ani. Am avut niște căderi din acestea, hai să zicem, sufletești așa și s-a cam îmbolnăvit. Acum e mai bine și locuiește la Câmpul Lung. Mă bucur că pot să-l ajut, apropo. Ai fost mereu sprijinul lor. Vezi, despre asta vorbim. Fratele meu cel mare că trăiește în Germania, trăiește foarte bine, cântă foarte bine, un instrumentist foarte bun. Într-un fel sunt la casa lor, fiecare la casa lui, dar îi mai sprijin atunci când pot. Când nu pot, n-am cum să-i ajut. Dar sunt empatic, mă gândesc mereu la ei. Suntem o familie foarte unită.
Vă place să mergeți în vacanțe? Păi da, stai că îmi bea puțin apă, ce să spun. Da, te rog. Prima escapadă a fost acum vreo 12, cred că în Maldive. Așa, cum a fost? Dar stai că nu mi-a permis, m-a invitat și pe mine niște prieteni, m-a invitat pe noi niște prieteni, trei familii. Așa. Deci a fost cea mai frumoasă. E scumpă Maldive. Păi despre asta vorbim. Da. Rămâneam amanet acolo dacă... Cu ce mai plăteam gazele dacă mergeam acolo? Și am fost invitat de un prieten și îi mulțumesc. În Maldive am stat 10 zile, de o frumusețe rară. Acolo consider că e paradisul. Și cred că nu numai eu. Ce mai fost de atunci în Maldive? N-am mai fost, că n-am mai avut cașcaval să mă duc să dau 20.000 de dolari acolo, nu. Atâta costa acolo, 10 zile. La un hotel de lux? În două persoane, 20.000. Atunci, atât costa. Și atunci ai fost doar cu soție sau și? Da, da. Asta spun că am fost, da. Băieții erau. De-aia spuneai că de 11 ani nu ați mai apucat să aveți escapade împreună. Numai când plecăm în vacanță, nu listesc unul dintre cu acum. Bine, băieții sunt mai mari, dar fata trebuie să fie cu noi. Da. Aia a fost vacanța care ți-a plăcut cel mai mult, sau locul? Cel mai frumos loc din lume îl consider Maldive. Și pe insulița unde am fost noi, Rangali Island, acolo am fost noi. Unde e un brand mare de hoteluri care se ocupă de treaba aia. Ți-ar plăcea să călătorești mai mult? Măi, eu călătoresc oricum prin prisma meseriei mele. Deci am pătut toată lumea asta. Știu unde am fost, în China nu am fost. Nici nu doresc prea mult așa, dar ca idee. Că nu mai mergem noi la ei, vine ei la noi, se pare că ei vin peste tot. În China, în Australia nu am fost, în rest am fost cam peste tot. Da. Și nici în India. Cu copiii unde obișnuiți să mergeți în vacanțe? Ți-am spus, noi alegem Câmpul Lungu pentru că acolo ne simțim noi foarte bine. Acolo ne place, peisajele sunt extraordinare. Oamenii pe care îi cunoaștem, prieteni din copilărie. De ce iubesc pe oamenii aceia? Pentru că prietenile noastre din copilărie erau dezinteresate. Și am rămas cu sufletul acela curat, frumos. Ne unim cu bucurie, cu prietenie pură, fără interese. Ai rămas cu prieteni de atunci? Bineînțeles, asta spuneam. Asta spuneam, că ne întâlnim și invit mereu. Din, nu știu, te întreb, că oamenii, după ce cineva atinge un succes, poate să intervine invidia, nu? Invidia. Da. Au întâmplat și cazuri de genul ăsta? Da, îi simt, îi știu, îi cunosc, da. Și pe ei nu invit, pentru că știu că nu se bucură de succesul meu și nu invit. I-am simțit. S-au răcit. Bravo, bună observație. Și te doare lucrul ăsta? Nu. Adică suferi? Nu mă doare, nu. Nu sufăr. Consider că natura umană nu o pot schimba. Sufăr. Și de ce să sufăr? Îmi pare rău doar. Dacă să sufăr, nu. Regret că e așa. Ai planuri pe care vrei să le atingi neapărat, nu știu, în viitorul apropiat, în următorii 3 ani? Da, da. Ce țeluri ți-ai pus pentru următorii 3 ani? De exemplu, să mai faceți o fetiță? Vezi de treaba ta, e rândul vostru, da? Păi ce? Ești tânără. Da, și noi avem 3 copii, practic. Păi aveți, da. Sunt tare drăguți și mă urmăresc, știți, îmi place de voi, vă iubesc. Mulțumim. Apreciez foarte mult. Iar cu Mădălin, sunt prieten foarte bun. Știu, da. Prieten foarte mult, chiar dacă ne întâlnim o dată la 3 ani, dar avem noi un respect al nostru. O legătură. Sentimentele noastre de prietenie. Adevărat, respect. Deci, copii gata. Dom'le, ce i-ați făcut, dom'le? Deci, ce ai pățit, dom'le? Păi dacă așa a fost, deci apariția fetiței a fost, n-a fost planificată, nu? Nu. A fost o surpriză. Cu mijloace de concepție, preconcepție extraordinar de sigure. Sigure. Nimic. Nimic. Da. Deci înseamnă că a fost destinul. Dumnezeu, da. Și ce copil minunat. Foarte mare fericire. V-ați speriat atunci un pic? Eu da. Mi-am zis asta, nu. Nu mai vreau. Și îi spune fetiței că toată când o mai supăr pe nevastă mea. Aha, așa. Uite, Ivenalea, și dacă Ivenalea se supără pe mine, sufără în restoriu. Da. Dacă e supărată fata mea pe mine, sunt terminat. Și mai face câte o dată glumă pe seama acestui lucru, soția mea, și spune, vezi, uite, tai că tu nu prea te-a dorit. Și am spus, nu, am spus că n-ar fi cazul să mai facem un copil acum, că am o vârstă și va fi greu. Dar de unde? Că a venit cea mai mare bucurie a vieții mele. Și a fost... Adică a treia mare bucurie. Da. A fost greu pentru voi, ca părinți, să... Primiți încă un copil atunci când nu v-ați așteptat și nu vă mai așteptați când să faceți un copil? Mai la început e greu, că tu știi bine, atunci când ai un născut în casă, să ai grijă aceea exagerată, te gândești, mamă, respiră, ascult, ne-am cu urechea când dormea, respiră, ne speriam, ne... Să mai îmbunăvea copilul. Deja vă ieșiți din mână, bineînțeles, că era trecuțele nu știu câți ani. Da, acum ieșisem total, adică eram relaxați.
Mă, dar să știi că a venit copilul acesta exact ca o mare dar, mai mare dar. Extra, un cadou, un dar divin. Deci suntem atât de fericiți alături de ea, cu fetele e altceva, nu știu. Și pe băieți îi iubesc extraordinar de mult, dar fata e ceva, e specială. Este și un copil foarte înțelept. Noi dacă mergem la vreun chef, chiar la Câmpulul sau unde mergem noi, dacă n-are un copil cu care să joace și să interacționeze cu el, este foarte... liniștită? Da, și îmi deranjează, dar mai dar niciodată. Și spun, dar cum e copilul? Îmi întreabă prietenii mei. Cum e copilul ăsta așa, domnule? Zice, vorbește cu noi la nivelul nostru, ce inteligentă, eu o laudă ei, cum o văd ei. Într-adevăr, e un copil deștept. E sfătoasă așa, înțeleaptă, deci nu deranjează. E o plăcere să stai cu ea, o energie foarte bună și distinsă, frumoasă așa, fină. Marcel, la noi în emisiune există acest moment al cutiilor. M-am crezut că mi-a pregătit vreun cadou, pe bune. Ce poți să fiu, capcana acolo? Așa, ar trebui niște întrebări din astea în care capcana sau ce? Avem două cutii, după cum vezi. Așa, și trebuie să aleg una din ele. Din păcate nu poți să alegi, trebuie să le alegi pe amândouă. Pe bune, care ce? Deci fii atent, nu te explic. Aceasta este cutia aurie, după cum vezi. În cutia aurie există o întrebare mai directă din zona aceasta financiară, despre bani. Am înțeles. Așa, în cutia roșie este o întrebare despre suflet, amor. Ok. Așa că o să te invit să deschizi cele două cutii. Să încep dar cu cea ce încep? Cu dragostea? Cu dragostea. Cu dragostea, mă, că roșu îți atrage atenția. Bun, oricum. Hai! Așa, și ce să fac cu urtia asta? Tot s-o desfac. Așa, da. Așa, mă, dar ce? Cu bilețele mai mic. Deci întrebarea și apoi te rog să ne arăți la cameră. Ai călcat vreodată strâmb? Da, mă, mi-am scântit piciorul. Erau sigur. Da? Arată-ne și nouă la cameră. Da, da? Da. Acolo? Mi-a scrântit piciorul, trebuie să dau o primăria judecată a sectorului 1 pentru că era trotuară puțin strâmb, da? Și o gropiță în... Era denivelat. Da. Hai să nu scape așa ușor. Știi foarte bine la ce se referă această întrebare. Și ce mai faci? Ești bine? Ești ok? Faci comisiunea asta. Știi că... Mă, știi care este problema cu voi? Cu noi, femeile. Așa. Nu, mă, cu voi moderatori. A, cu noi moderatori. Vreți întrebările acestea? Măi, e o retorică, pentru că nu o să-ți răspund niciodată la treaba asta. Bun. Păi cum să cal strâmb? Eu bă de familia mea, de viața Bun. Mea. Bun, dar zi-mi... Eu, în general, merg drept pe stradă. Nu? Ești de acord cu sintagma asta că toți bărbații înșală? Nu. Ești de acord cu sintagma că toate femeile înșală? Nu. Păi vezi, dăm și mie să răspund la fel. Da, dar despre bărbați, așa se spune. Despre bărbați? Mai stai un pic. Despre bărbați așa se spune, că ești un vânător. Și când bărbatul e bărbat, își ridică pălăria și a plecat. Sau își pune pălăria și a plecat. Da. Acum o să lansez o piesă cu un lăutar, îi spune eu lăutarul de mătase, se numește Stelu Pandelescu, și a scris o piesă care se numește Să iubești nu e păcat. Să iubești nu e păcat, nu e păcat, dar să nu fii însurat. Da. Dar să fii însurat nu e păcat. Și după aia spune, dar bărbatul e bărbat și a pălăria și a plecat. Deci vezi că mi-ai dat răspunsul la întrebare. Să scutură pălăria, să zice, da, și a plecat. Da. Mi-ai dat răspuns la întrebare. Nici de cum nu e răspuns, nu era un răspuns al meu, domnule. Vorbeam despre cântec. Da, bun, acum vorbim teoretic și ipotetic, nu despre tine. Da. Despre bărbați se spune că ei sunt vânători și că prin natura lor instinctul, așa instinctul, sunt. Instinctul, da. Instinctual, da. Că... Până se căsătoresc, după aia devine vânat. Așa. Altceva. Vânat. Păi de normal. De soție. Da. Bărbații se spune că chiar dacă înșală oricum se întorc acasă, dacă au ceea ce depinde le trebuie. Acum. E ciudată treaba asta. Nu prea. Despre femeie se spune că dacă își înșală soțul, cumva ele dacă pleacă, duse sunt. Crezi că e cam așa stau lucrurile? Cred că la bărbați cu privire la nu știu dacă să mai dacă mai există treaba asta, ai greșit, gata, s-a terminat. Și stai. Dar crezi că Doamne ferește. Greșeala recunoscută e pe jumătate iertată sau mai bine să nu se știe? Da. Știi ce întrebare, ce mai faci? Bineînțeles. Știi cum, eu încerc să deslușesc niște lucruri din astea general valabile, să zic așa, pentru că chiar și în mediul online, oamenii sunt foarte preocupați de lucrurile astea. Cum să procedezi într-o relație? Cum să faci? Bărbații, cum să gestioneze lucrurile? Cine decide treaba asta?
Păi nu decide nimeni, dar... Bine, un psiholog, probabil, mulți, nu? Mulți au întrebări. Un psiholog, fiată. Păi da, dar tu ai o viață cu foarte multe evenimente, așa. Ispite, zici tu. Și, cu ispite, da, multe, jurul meu. Și tot pasul. Doamne, fete, da, ce e frumos, îmi place foarte multe. Și tu ești o femeie superbă. Dar asta nu înseamnă că noi trebuie să avem ceva împreună. Ca idee. Da. Admirăm, da, fost, ne vedem de ale noastre. Ai fost și ești un bărbat vânat, chiar dacă ești crezi tu? Cine se mai uită la mine, mă, mamă? Ăștia cu mușchi, ăștia care... Da, dar femeilor le plac. Arată, nu știu, au pantaloni scurți. Am văzut că mulți și au pantaloni de aia strâmbi, scurți, dar ei se văd gleznele. Da, și fără șosete. Mă, ce e asta, mă? Nu știu. I-am zis, mă, ce ați puțin, mă, uita hainele la apă. Mi se pare așa o pițiponcelă din asta bărbătească, foarte urâtă. Nu-ți place moda asta. Mă, deloc, jur. Mă, dar toți, că sunt șmecheri. Cu mușchi atâta și piciorușele sunt atâta, li se văd gleznele. Azi, bă, dar manicura v-ați făcut-o cu oje? Asta vă mai lipsește. Eu vreau să spun ceva, dar uite, mi-ai furat ideea. Zi, hai, te rog. Da, nu, spuneam asta că tu spuneai că femeile sunt atrase doar de bărbați cu mușchi și chestii de genul ăsta. Nu neapărat. Nu am spus, am spus că mulți dintre ei se îmbracă așa. Nu, dar mai devreme, asta spune, dar... Se mai văd la mine că sunt vânat? Nu știu dacă sunt vânat. Ești o persoană publică? Ești o persoană publică, ești în centru atenției. Ai un talent, ai simțul umorului. Am succes la persoane între 80 și 90 de ani. Ai, nu mai fi modest. Ai fost modest de când am început emisiunea. Păi și ce vrei să mă lau, să spun că... Păi, nu, da, și cu... Hai, m-aș bucura dacă e așa cum spui tu, dar nu. Și cum gestionezi când sar femeile pe tine? Sau când se rea? Că sunt prea bătrâni și nu-ți mai țin echilibru. Nu au fost momente în viață când nu se făceau coadă. Cum te gestionezi? Cum cad femeile pe tine? Bă, pe bune. Păi ce sunt, mă? Da, mă rog, nu mai zic. Da, au fost, presupun că, momente când... Și cum cad așa de... Puf. Nu făceau coadă, nu încercau să te atragă. Mă, când eram mai tânăr, până acum vreo 2-3 zile, într-adevăr... Măi, să păstrați o distanță, nu mai știi. Adică cum poți să faci astfel, nici să nu le superi, dar exact. Să le spui și nu? Păi păstrezi distanța aceea de bun simț și îi termina probleme. Mai povestea, nu? Nimeni nu. Dacă insistă, înseamnă că e cineva care are probleme. No. Deci tu rezi foarte bine această lucru. Soția ta e geloasă? Nu. Nu e. A fost, nu știu, în anumite momente? Rar se întâmplă așa să-i mai vină ei, că și mie îmi vine câteodată. Ce... Asta voiam să te întreb, dacă tu ești gelos? Mhm. Păi că mă enervez așa, mai sunt, dar nu... La vârsta mea nu mai... Hai, tot te dai cu vârsta, nici nu se vede, nu mai spune. La vârsta mea, tai trebuie, am să zic. Lucrurile astea cu gelozia în anumite perioade, hai să zicem cum spui tu, când erați mai la început, cum le-ați gestionat? Mai foarte bine, că nu... Pentru că tu, repet, ai fost o persoană publică de la început. Nu chiar de la început. E, dar tot, fiind într-o zonă asta artistică... Aia da, dar să știi că nu niciodată n-am dat mare importanță la faza asta, pentru că dacă te gândești numai asta, să duci, căsnicia se duce în două clipe. Deci stai să îți urmărești consoarta sau consorțiul. Păi să arege praf. Îți caută în telefon soția? Nu, dar și culmea. Dar poate nu știi. Știi aia în somn cu amprenta de la degetul la piciorul mare? Da. Sau am mai văzut... De la câine sau cu câinele? Cu Face ID-ul ăsta, când doarme soțul, soția îi pune telefonul în față ca să se deschide telefonul. Da. Nu cred, nu e cazul, nu. Nu mai e cazul, sunteți... E urât, dar ar fi prea urât să se întâmple asta. Dar i-a dat ceva de ascuns? Mă, eu? În telefon? Despre ce vorbești? Păi nu știu ce te întreb, ai avea ceva de ascuns în telefon? Despre ce vorbești? Nu. Nu. Am vreo 3.000 de numere, 4.000 de numere în agenda. La profesia mea sunt sunat de persoane diferite și de sex masculin și feminin. Da. Ar fi să mă urmărească cine a fost, dar ce a dat, ce a făcut. Nu întrebări din acest rând. Nu există. Nu. Bine, să trecem la cutia... La ce ar servi? La ce ar servi? Nu ai nimic. Să trecem la cutia aurie. Aha. Hai. Am văzut cutia asta aurie, bă, ce cadou primesc de la... Hai să vedem ce întrebare e acolo. Doamna de la... acesta da. Frumoasă. O să încercăm să introducem și niște cadouri în cutiile astea ca să îndulcim întrebările. Mă, ar fi bine, uite, de aici încolo. Dar de ce după dacă emisiunea ai... asta și nu înainte? Că... Dacă ai fi politician, ce ar scrie în declarația ta de avere? Mai... Politicianul sunt așa că nu răspund. Bă, ce, ești obligat să declar ceea ce ai agonisit toată viața. Că altfel intri în vigilența
Ce ai agonisit, material vorbind? Păi nu mă, sigur, apărat de familia mea pe care o iubesc. Da, vorbeam din punct de vedere, corect. Din punct de vedere material. Mai mult de o casă și două mașini n-avem. N-am putut să strâng. Vorbesc să nu vă dau cuvântul meu de om, nu? Am investit niște terenuri în anul 2008 și am investit exact când a venit criza, înainte cu două săptămâni. Și mi-am blocat toți banii. Toată munca mea. Și terenurile sunt și acum acolo, la țară, pe undeva. Și a scăzut valoarea lor? Sau? Bineînțeles. Adică a scăzut aproape de zero de când data, dar sunt acolo. În rest, nimic. Trăim normal, ne simțim bine, trăim decent, de bun simț, nu în desfrâu, nu în mare lux, dar trăim decent, ceea ce ne bucură din suflet. Și în vremurile pe care le trăim acum, gândiți-vă bine. Doamne ferește! Din moment ce vine, îți vine o factură cu bătrânii merg săraci să facă împrumut la CR sau la bani sau la bancă să-și plătească dările. Bă, dați seama unde am ajuns. Și am luat o razna, planeta s-a luat o razna. Ce faceți, mă, cu banii ăștia, miliardari ăștia? Ce faceți cu ei? Lăsați oamenii să trăiască liniștiți. Și sau și mă mir așa cum de rezistă oamenii aceștia care suferă îngrozitor, sunt masochiști. Că nu fac nimic. Nu se revoltă, nu nimic. Adică stau... Eu nu instig acum, dar până la urmă cei care ne conduc, noi îi plătim, frate, nu ne plătiți chei pe noi. Aici e problemă, o problemă gravă. E o problemă gravă, trebuie să trezească, nu știu, conștiința omului, nu mai există, adică s-au aplatizat așa la gândire. E o problemă. Așa e, da. Trebuie să ies eu ca artist în stradă să apăr eu cauza fiecăruia, că nu sunt nici Hercules, nici vreun Mafalda, nu. Să iasă cei care, adevăr, care sunt trăiți mai rău decât mine. Și atunci mă alătur și eu. Da. Să treacă la răspundere pe cei care ne-au trădat. Te-ai gândit că, se pare că ai avut o inițiativă, spunându-mi aceste terenuri, te-ai gândit vreodată să investești banii din profesia ta? Uite, Dorian Popa, de exemplu, și-a făcut un cartier de vile cu banii din vlog. Bravo lui, frate. Eu am întrebat-o, dorm vreodată? Eu l-am văzut cât de activ e la... Nu, stă numai pe telefon tot timpul, pe net, pe Instagram, pe... E obositor, eu nu pot să fac treaba asta. De ce să mă închinui viața mea? El are energie, tânăr, bravo lui că face asta și chiar mi-e drag de el, dar jos pălăria că a făcut asta și felicit. Dar mama lui mi-a fost profesoră la conservator. Serios? Dar cum să nu? Eram mama prieten. Lui Dorian Popa? Ne tutuiam, noi ne tutuim. E o femeie extraordinară și deșteaptă și drăguță, tare și deosebit. Iar pentru Dorian nu am cuvinte de laudă. Dar bravo lui, nu m-am gândit la treaba asta. Cred că am fost puțin comod în ceea ce privește partea de investiție a banilor mei și poate și în încrederea aceasta în propriile forțe că aș putea să mă pricep la altceva în afară de muzică. Poate era și complicat să faci muzică. E o greșeală, că văd că am văzut și cei care fac alt gen de muzică, toți mi-au făcut un bloc. Bă, bune, bravo! Dar ei văd așa triști, așa, pe undeva. Nu cred că n-au făcut sacrificii. Duce grija lor, adică, ăla care investește, duce grija și a banului și a investiției, da? Exact. Asta mai bine. Depinde ce vrei de la viață, păi de ce, fapt. Vreau familia mea și cu mine, copiii mei, să trăiască bine. Să trăiască bine, decent, de bun simț, nu unde sfârșit. Și să aveți timp să petreceți împreună. Bineînțeles, și viața trece atât de repede. Ce, pleci cu blocurile dincolo? Nu pleci. Marcel, a fost o mare plăcere să avem discuția aceasta. Stai, domnule, că abia începeam, domnule. Da. Mai vrei să ne spui unde ceva? Unde e, domnule, producătoare? Mai vrei să ne mai spui ceva? De mine, domnule, că mă chemați degeaba. Uite, mai sunt 30 de secunde, dacă vrei să mai spui ceva. Vă iubesc, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Și noi te apreciem foarte mult și îți mulțumim că ai venit. Și sper ca această societate să devină mai bună decât este acum, să ne adunăm mințile, sufletele la oaltă și să învingem răul, cum se spune. Doamne ajută! Vă iubesc, dragii mei, să aveți o seară frumoasă și o viață la fel de frumoasă. Vă mulțumesc și eu, dragi telespectatori, vă dau întâlnire data viitoare.